Invitat în scenă pe Octavian Groșteanu, în vârstă de 14 ani. Dacă nu, acest festival îi reunește pe cei mai buni, nu știu care altul. Sper să nu fac o greșeală acum înainte de a-l invita pe scenă pe Octavian Groșteanu. Fast as snow, I know, and I can't stop. I wonder.
Corect, da, mulțumim. Asta e, frumos, asta e. Frumos, da, asta e. Să nu pleci, că noi... Așa mai vedeam, nu știu, de nicăieri. Mai întrebați-o până acum. Nu ne-am văzut. Și, de fapt, toți copiii să nu plecați, vă rugăm. Trofeu la secțiunea pop internațional pentru Octavian Broșteanu. Și nu fi supărat. Așa. Categoria muzică de film, profesor Ștefan Iordache îl oferă nu să păcăresc pe cineva, dar îmi face o deosebită plăcere, că e chiar un băiat deosebit, Octavian Broștean. Domnul Soso, ce urmează? Ai văzut că nu i-am adaptat degeaba chitară imbanesc, nu? Unui băiat pe care nu l-am văzut niciodată, dar chiar comentam. Pur și simplu a fost o surpriză extraordinară. Și eu le mulțumesc și lui și părinților pentru că am avut astăzi ocazia să-l cunosc. Pe Octavian Broșteanu! Deci, o voce incredibilă, care astăzi a răsărit. Da, și pentru mine. A durat cel mai mult. Octavian, până a scris Maria. Exact! Felicitări. A, așa. Maria. Ce-ai făcut, Maria? Haide. Ai dat toate trofeile, au plecat. Dar le-a meritat. Și din nou mulțumim frumos pentru ceea ce a arătat pe scenă lui Octavian Broșteanu, care a obținut trofeul la aceste categorii. Vreau să fac la Alexandru, care mi-a ciurit. O să fac cetățean de onoare al orașului Alexandru. Al acestui festival, zic așa. Așa și viitorul statuie. Doamnelor și domnilor, ei sunt câștigătorii de la secțiunea Folk and Country. Un premiu care a obținut media cea mai mare. Și la un moment dat primesc un mail incredibil, nu venea să cred. Totul aranjat, nu mă întrebam de eu ce fac acum. Că totul e în ordine. După aceea, m-am uitat la piese, superbe, pe gustul meu, eu, dinozaur bătrân, exact din generația mea, care mai de care nu știam la care să mă uit. Ajung aici și îi spun lui Cristian Ivești, înainte să începem festivalul. Am și eu un favorit. Nu știu dacă o să cânte bine, care-i trasa, dar un repertoriu, trebuie să-l ascultăm. Favoritul meu se pare că a fost favoritul tuturor și asta pe... pezele lui, pe meritul lui, pe vocea pe care o are, pe complexitatea pe care a demonstrat-o, pentru faptul că este și solist și instrumentist și compozitor. L-am descoperit la festivalul Cristian Ivești și în calitate de compozitor. Deci se pare că mă pune sub bun cu favoritul meu. Alastar Melody 2. Deci, dragi exact, părinți, exact. Acești copii au fost aleși în unanimitate prin vot.
eu nu am ales și nu aleg de capul. Dar îmi place să fie o majoritate. Mare trofeu. Se acordă interpretului Octavian Broștean. Octavian, vreau să-ți spună ceva? Hai prin microfon. Vreau să mulțumesc primăriei municipiului Alexandria, domnului primar Victor Drăgușin, doamnei Alexandra Drăguț pentru susținere și nu în ultimul rând juriului care m-a apreciat. La sperăm să mă susține primăria din Alexandria și în continuare și doresc să spun că acest trofeu pe care pe deplin merit, în mână, l-ai câștigat și prin talent, el are și un timbru deosebit, ca și alți copii. Acest premiu este foarte greu să ajungi, dar cel mai greu, ține minte, dragă Octavian, este să te menții. Asta înseamnă să te menții în continuare, să iei trofei în continuare. Este foarte greu. Trebuie să muncești. Ne vedem la alte festivaluri.